Astăzi celebrăm 117 ani de la moartea domnului Paștu. Ne place să spunem 117 ani de nemurire, pentru că opera domnului Paștu, într-adevăr, are foarte multe de spus. Evenimentul l-am împărțit în trei acțiuni principale. Acestea sunt vernisajul de pictură, care se va ține aici. Tablourile sunt expuse deja. Cea de-a doua acțiune este despre jurnalistul Bogdan Petricei cu Paștău. Și cea de-a treia acțiune este concertul de muzică clasică al duo-ului Paracelsus. Vernisajul de pictură este al pictorului Matei Ștefănescu. Tema este Marea. Domnul Roșca aici este nepotul pictorului și am să-l rog să ne spună câteva cuvinte despre pictorul Ștefănescu, dar și despre tema de astăzi. Bună ziua! Este a doua expoziție Matei Ștefănescu pe care muzeul iată că acum s-a organizat această expoziție cu tematică Marea, tablouri pictate de Matei Ștefănescu. De data aceasta m-am gândit ca această expoziție să o dedic soției pictorului, Olga Valeria Ștefănescu, bunica mea, din două motive. Primul, acela că iubea Marea, era îndrăgostită de mare și tânără fiind, mergea foarte des la mare. Am adus aici câteva poze din albumele ei, doar așa cu titlu orientativ, pentru cei interesați, ca să putem vedea și cum era atunci la mare. Pozele sunt dintr-o stațiune care astăzi se numește Folie Sud, dar la vremea respectivă se numea stațiunea mobilă Techebio și a fost construită de un urmaș al familiei de boier mobilă. Ei mergeau acolo într-un grup de prieteni și, în general, mai toți românii frecventau această stațiune. Să pășim mai departe în călătoria noastră de a-l cunoaște pe domnul Paștău. Bună ziua! Știu că pentru mulți dintre dumneavoastră Bogdan Petricei cu HD-ul este o personalitate, dar mai știu că în egală măsură a fost și o stare de spirit. O stare de spirit care din fericire și-a manifestat plenii potențialul și în, nu doar în cultura română, ci și în politica română. Din fericire. Guvernul actual al României, devenit proverbial prin excesul cinismului său, ar fi eminamente capabil de a da țara până și hotentoților, dacă însă hotentoții ar putea să o primească în momentul de față, căci, în politică, nevoia silește a refuza darul. Se zice că Muscarul ar fi notificat zilele acestea cabinetul român, cum că nu mai recunoaște tratatul de la Paris, încât pretinde să-i se dea înapoi petecul de jos al Basarabiei, fiindcă altfel țarul va lua fără să ne mai întrebe. Am reușit a pune mâna pe un act foarte interesant, tabloul prețurilor de expropriere pentru contracțiunea drumului de fier din districtul Covurlui. Contextul în care se desfășoară întâmplările din 1870, când este scris și acest articol, țin de modernizarea României atunci când, evident, regele Carol și guvernul lucrau foarte mult la construcția căii ferate din România. Cu binevoința dumneavoastră,
putem trece la următorul partid. În politică, nu ca în drept, prezumțiunea este totdeauna în defavoarea puterii executive. Deci, moneda noastră, așa zisă, națională, rămâne deocamdată cel puțin suspectă. Monitorul oficial, anunțând lumii aparațiunea banilor pretinși românești, celebrează cu emfază pe măria sa Carol I, în zilele în căruia țara noastră s-a învrednicit a căpăta această sublimă fericire. Servilismul și istoria au fost totdeauna în ceartă. ...1864, știri vesele și triste din revista Ghiuță. Aflând că împrumutul Lefavre pentru răscumpărarea mănăstirilor ex-închinate e în pericol de a nu putea fi realizat, luminățiile lor, principii Grigorie, Sturza, Știrbei și Brâncoveanu, prin petițiuni triumvirală către cameră, se oferesc a tărui iubitei patrii cele 50 de milioane fără de care se va compromite viitorul României. Zicând că această sumă este pentru gigantica dumnealor stare, întocmai ca o picătură aruncată în mare. Ni se spunea, de asemenea, că domnul Cogălnician, retrăgând, precum se știe, cele 2000 de galbeni ce le-au fost dăruiți statului pentru înființarea unei școli la Focșani, n-a făcut-o din lipsă de parolă sau din neajuns de patriotism, cum credea și crede încă toată lumea, nu? Ci pentru a cumpăra cu acești bani două minunate tunuri ghintuite ce nu vor zăbovi a sosi de la Liege. Vă doresc o seară frumoasă în continuare și să vă bucurați cât mai mult de acest eveniment.